O dezbatere publică pe tema noului spital din Brașov a avut loc în această săptămână în prezența unor medici de renume. Le-au stat alături atât brașoveni care și-au exprimat punctele de vedere, cât și reprezentanții ai Partidului Alternativa pentru Demnitate Națională. Evenimentul a fost organizat de reprezentanții Asociației Noul Spital al Brașovului, a cărei fondatori sunt doctorul Dan Grigorescu, membrii marcanți ai societății medicale și ai celei civile din Brașov. Scopul dezbaterii a fost acela de a găsi soluții pentru construirea unui spital regional cu o capacitate de 1500 de paturi. Vreau să înțelegeți ceva. Spitalul de urgență din lume nu face numai urgențe. Spitalul de urgență este cel care face și urgențe. Într-un spital de urgență, proporția de urgențele care vin de pe stradă, acute și așa mai departe, este de 60%. Restul sunt operații programate. Dar asta nu înseamnă, nu poți să faci de fiți operații programate într-un spital de operații programate, pentru că toată tehnologia te ajută să le faci cu calitate superioară într-un spital care face și urgențe și operații programate. Sunt un produs al Școlii Brașovene de Medicină, iar un an din timpul facultății l-am petrecut în Germania. Vreau să vă spun ceea ce am văzut de acolo și ce înseamnă de fapt sistem de sănătate performant. Știți ceea ce înseamnă? E ceea ce ne-a arătat domnul dr. Grigorescu. Deci haideți să lăsăm tot ceea ce ține de culoare politică, da? Tot ceea ce ține de animozități, da? Să ne punem toți la unison, toți din comunitatea brașoveană, pentru că nu facem spitalul ăsta pentru un anume om politic, pentru cineva. Îl facem pentru noi, îl facem pentru familia noastră, îl facem pentru prietenii noștri. Vorbim despre o sabotare permanentă a partidelor și a comunităților din care provenim. Permanent o luăm de la zero. Permanent batem pasul pe loc. Fiecare nou care vine anulează ce a făcut celălalt. Dacă cineva are un proiect bun, ceilalți se adună nu ca să-l sprijine, ca să-l blocheze. Indiferent câte vieți se pierd, indiferent câți ani trec, indiferent câte oportunități de dezvoltare ale comunității se ratează. Facultatea de Medicină din Brașov va avea un rol important în structura noii unități medicale din Brașov, dau asigurări membrii Asociației Noul Spital al Brașovului.